Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Dezbaterea Zilei. Astăzi vom discuta despre criza psihologiei românești. Da, ați auzit bine, criza psihologiei românești. Despre acesta și despre dedesubturile acestei crize vom discuta astăzi cu domnul profesor asociat la Universitatea București, doctorul psiholog Ion Duvac. Bună ziua, domnule Duvac, bine ați revenit în platourile noastre. Bună ziua și bine v-am întâlnit. Sună parcă puțin ciudat Criza psihologiei românești. Este psihologia într-o criză la ora actuală? Da, este într-o criză și nu mă sfier să o spun. Psihologia retrește acum drama din anii 80 când a fost desfințată. Retrește drama prin diminuarea teribilă a importanței ei sociale în, în, sistemul de sănătate. Acum e greu să spunem vinovați sunt unii sau alții. Probabil principalele vinovați sunt noi psihologii, că n să ne facem un marketing mai bun al serviciilor <laughs> noastre. Probabil că sunt de politicile publice de sănătate. Probabil că sunt de nu știu, șefii de la Colegiul Psihologilor care în ultima perioadă Anul trecut a trecut printr-o criză de leadership, dar acum este, am reușit să stabilizăm și avem președinte pe domn profesor, pe domn profesor Ion Dafinoiu și cu o echipă care dorește să facă treaba. Dar cu siguranță, cea mai mare problemă în criza psihologiei românești este ceea ce numim criza de sistem, de proiectare de sistem. Stai, 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 stați puțin că deja uh, v a dus parcă prea, prea adânc. Criză de sistem. Păi sistemul este cel pe care îl formează legislația. Da. Și atunci cum? Fiind criză de sistem înseamnă că este o criză automat provocată de către politic. Da, este o criză de către politic și de provocată de către politici și de către noi psihologi care n am știut să ne promovăm foarte bine uh, interesele uh, ale noastre și ale uh, pacienților, clienților noștri. Deci vreau să spuneți că tot ce înseamnă legislația la ora actuală care vizează psihologia a generat această criză, dar în momentul când această legislație a fost promovată, a fost promulgată, da. a... nu vi s-a cerut și punctul de vedere al Colegiului Psihologilor? Păi ar trebui să o luăm cu istoria recentă a psihologiei românești. Întâmplător, sunt unul dintre uh, autorii legislației în domeniu pe secvența de psihologie a legii de, de înființare a Colegiului Psihologilor din România și de exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică. Uh, uh, și cam participând ca membru fondator al colegiului, deci știu cam, cumva cam tot istoricul. Din păcate, atunci când a apărut legea sănătății, nu a luat în calcul colegiul psihologilor care se înființase. Motiv pentru care, la ora actuală, deși psihologul este furnizor activ de servicii de sănătate, este lăsat în zona serviciilor conexe. Vă dau un exemplu care este circuitul în sistemul de sănătate. Vine pacientul la medicul de familie, este trimis la medicul specialist, îi se fac analizele, se stabilește diagnosticul, după care farmacistul îi dă medicamentele, dacă, dacă e cazul sau nu. După care vine partea de recuperare. Da. Vreau să vă spun că mai mult de jumătate din bolile Pământului se datorează emoțiilor prost gestionate, stresului netratat corespunzător. Ori dacă un psiholog are un rol mult mai important decât se știe sau decât am fost noi în stare să spunem. Psihologul se ocupă de partea de prevenție. Și spun lucrul acesta de ani de zile, am spus și la un Congres European de Psihologie de la Istanbul, acum vreo câțiva am buni, că, în opinia mea, peste 20 de ani, integratorul pe sănătate va fi psihologul clinician. În al doilea rând, psihologul se ocupă de partea de psiodiagnostic clinic, dacă să vorbim de boli. Cumva, psihologul este laboratorul psihiatrului. El măsoară, el verifică. Spuneam și cu alte prilejuri că. Psihiatrul nu poate să scoată la pensie o persoană cu probleme de sănătate mentală fără să apară uh, instrumentele psihologului, măsurarea făcută de psiholog și predicția făcută de psiholog. După aceea vine partea de uh, intervenție, care este 90% a psihologului, 10% farmacologică. Uh -huh. uh, recuperarea. A, a, a doua chestiune extrem de importantă, partea de suport cu familia. Vă dau un exemplu. Apare o, o, o boală de cancer la copii, în sistemul oncologic. Graznic. Colegii noștri care lucrează în oncologie, copii, sunt probabil cei mai expuși. Și de regulă nu rezistă, dragii de ei, mai mult de 4-5 ani. Vine medicul, s-a stabilit diagnosticul, s-au făcut analizele, se dă tratamentul, chimioterapie și mai departe. Toată munca de suport este dusă de psiholog. Și cu membrii de familie pentru că cu membrii de familie medicul vorbește 5 minute și psihologul le mai mult, te explică nu, ce și este, trebuie după... să trateze depresiile părinților ca Corect. să poată să asigure un suport real în cu, 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 probleme oncologice. La fel se întâmplă în toate bolile serioase din Bun, domnul cineva, un medic, un medic de altfel și un medic specialist neurochirurg, așa, specialist pe neurologie, a spus că 95% din bolile unui om sunt pe fond, nu pe fond nervos, că e în spus, ci pe, pe gândurile pe care le are da. și pe faptul că nu are acea stabilitate emoțională. Aici este rolul psihologului de a-i de a, de a, de a trata factorul declanșator al bolii. Da. Sunt state în comunitatea europeană în care psihologul este pus la poziție egală cu un medic? Păi am fost și noi până acum, cu, până a apărut noua lege a salarizării, și am fost cel care a negociat în anul 2009 sistemul de salarizare al psihologilor din, din zona publică. Și am convins autoritățile vremii că psihologul este furnizor direct de servicii de sănătate fie în palierul de prevenție, fie în partea de diagnoză, fie în partea de recuperare. Deci noi suntem prezenți în toate palierele. Până anul acesta ați fost prins da, în această... Psihologul era prins în zonele de, în, în, în grilele de salarizare, la fel ca medicul, pe trepte similare de specialitate. Ba mai mult, creasem în acel cadru legislativ și componenta de șef secție psihologie sau șef centru de psihologie pe care îl gândeam la vremea respectivă ca oferind servicii psihologice pentru personalul medical, care are nevoie de psiholog, cum nu vă puteți imagina, deci pentru personalul medical și pentru pacienți, să ofere servicii integrate de psihologie într-un spital. Cea mai mare problemă pe care o avem este problema de coerență și de, dacă vreți, de acuratețe legislativă. Și în prezent, psihologul, ca să poată să furnizeze servicii pentru toți locuitorii acestei țări pentru că nu toți își pot permite luxul să meargă în zona privată nu. ar trebui să semneze contract cu Casa de Asigurări de Bun. Sănătate Stai, <coughs> Vreți să spuneți că psihologul acum ar putea fi asimilat ca un medic de familie? Mai adică mult mergi mai mult decât un medic de familie Este un, un specialist Bun. în zona de sănătate și și Nu, nu, ca un medic, păi nu Medicul de familie este integratorul pe sănătate. Da. La el mergem toți, ne ducem și el ne distribuie. Corect. După aceea, psihologul este unul dintre specialiștii care oferă servicii de sănătate. Nu, știți de ce vă întreb? Pentru că dacă ar fi ca psihologul să fie asimilat unui medic de familie, chiar și specialist, medicii de familie n-au fost prinși în actuala grilă de salarizare a sistemului de sănătate. Nici medicii psihiatri, nici farmaciștii, nici biologii, nici fizicienii, nici chimiștii care oferă... Medicii au fost pe anumite zone, Nu au fost prinși într-adevăr biologii, fizicienii, chimiștii... fizicienii. fizicieni, da. nici da. psihiatrii n-au fost. La psihiatrii pot să vă spun că, cel puțin aici la Institutul de Psihiatrie, aveam niște sporuri de 75%, trebuie să se închidă pe tot centru cu maxim 30%, înseamnă că le iau din sporuri... Și, vă luăm din sporul din 75 până la 30 și vă mai dăm 20 în plus. Adică. Uh, nu. Dar probabil că, probabil că a fost o chestiune. Am întâmplat facem că am participat la niște discuții și am văzut filozofia. Filozofia foarte clară: regândirea priorității, prioritate sănătate și învățământ. Și atunci sănătatea trebuie să primească ceea ce n-a primit ani de zi. Bun. Și în tot acest sistem de sănătate. Psihologul unde se regăsește? Pa, cu psihologul, cu tot respectul, nu vreau să ne comparăm cu alte categorii profesionale, dar este bă, nu se regăsește în, zona Brancardierului brangardierului și a infirmierii, ca nivel de salarizare. Din în cadrul sistemului de sănătate. Păi este, este, pe acolo, dar uh, eu consider că orice legislație care se face în țara aceasta trebuie să vadă importanța socială a muncii. Or, dacă psihologul este furnizor de servicii de sănătate, trebuie tratat ca atare. El nu intră în serviciile paliative, el nu intră acolo la șalții sau doar când e nevoie. Psihologul este, este necesar în tot procesul de sănătate. Dumneavoastră spuneți că la ora actuală ar fi nevoie. Deci facem un fel de, de paralelism. nu? <coughs> Legislația spune că fiecare asigurat trebuie să-și facă cel puțin o dată pe an da. analizele obligatorii. Dacă ar fi să facem ceva identic pentru medicii psihologi. De câte ori ar trebui să meargă un pacient obligatoriu Eu vă, pe eu vă psiholog. spun cum, cum deja s-a ajuns în țările occidentale, că eram dator cu un răspuns. Pacienții au dreptul la 10 de 15 ședințe gratuite de psihologie de contate de sistemul de asigurare. Și cel puțin o pe lună. Da. De ce? Pentru că este foarte importantă problematica preventivă. Adică eu prefer dacă am o problemă de stres profesional să o gestionez înainte de a ajunge în burnout, sau într-o depresie sau într-o anxietate sau un atacuri de panică, decât să ajung acolo, să crezi disfuncționalități organizaționale, să crezi disfuncționalități uh, profesionale, să crezi disfuncționalități în, în viața mea de familie. Și atunci zona de prevenție este ok. A doua chestiune, în funcție de diagnosticul identificat, sunt zone, spre exemplu, pentru zonele cu oncologice, pentru zonele cu probleme grave, în care psihologul este serviciile psihologului sunt psihologul decontate pe programele naționale, la fel cum este decontat pe oncologie. Asta, asta, deci, asta, încă o dată, să le spunem telespectatorilor, asta se întâmplă în afară. În afară. La noi am negociat în repetate rânduri cu Casa de Asigurări de Sănătate. Dragii de ei, ne-au dat tot ce au putut în cadrul legislativ actual. Deci de asta spuneam că este o eroare de sistem. Câte vreme, psihologul nu este furnizor direct de servicii de de sănătate. Eu trebuie să merg la dumneavoastră să zic domnul psihiatru, știți dacă o faceți? Mă treceți și pe mine acolo că pot oferi prin dumneavoastră și uh -huh. de contare să fac prin dumneavoastră. Uh -huh. Ceea ce nu este ok nici din punct de vedere legal, nici fiscal, e cumva pe lângă. Ori domnul doctor când primește, n-am nimic cu colegii noștri, deci, tu știi, dar trebuie să plătești și curentul, trebuie să plătești. Eu am avut 5 consultații, tu ai avut 20. Suntem colegi, suntem prieteni, știi că da. ceea ce nu este fair. Adică, fiecare specialitate este capabilă să gestioneze procesul. Bun. Mai sunt mai puțin de două minute. Care ar fi soluția pe care o vedeți dumneavoastră acum? Soluția este una foarte simplă. 1. Modificarea legislației din domeniul sănătății ca psihologul să devină furnizor de servicii de sănătate. A doua, modificarea legii uh, psihologului, care s-a făcut înaintea sistemului de învățământ Bolonia și să vedem cum, uh, ce studii sunt necesare pentru a oferi competențele la nivel de uh, uh, certificat european de psihologie și ce, uh, studiile sunt din nivel 5-7 ani, în așa fel încât uh, să așezăm lucrurile, pentru că uh, Colegiul Psihologilor din România are cumva resp și responsabilitatea furnizării serviciilor de calitate, responsabilitatea calității serviciilor furnizate în piață. Or, spun că lucrurile se pot, pot, face foarte simplu. Din păcate, avem nevoie de o decizie strategică la nivel de prim-ministru, de coaliție de guvernare. Și atât adică, de iarăși ajungem la politic, vrem, păi, nu vrem ajungem păi, la politic. Așa e în lumea democrată. Politicienii decid, nu noi. Noi cerem, îndrăznim, facem lobby, dar politicul decide. Or, cu siguranță că politicul nu știe și nu are toate cunoștințele necesare, pentru că sunt o mie de alte lucruri de făcut în țară și fiecare cu prioritatea ei. Bun, haideți să vă întreb o ultimă întrebare și să sperăm că veți reuși să dați și un răspuns scurt, dar concis. Dacă ar fi, aveți o experiență destul de vastă în acest domeniu. Reci și mie, din toată populația României, după părerea dumneavoastră, cât la sută ar trebui să meargă la un medic psiholog acum, anul acesta? Păi, în opinia mea, probabil cel puțin 45% din populație ar trebui să viziteze măcar o dată un psiholog. De ce? Pentru că avem incidența depresiilor în jur de 15-20%, avem incidența anxietății tot pe aproape și nu se propun obligatoriu, avem problemele de stres profesional, avem problemele de stres din familie, divorțuri, copii, Necazuri, decesuri și așa mai departe. Avem foarte multe lucruri care, netratate corespunzător, generează în lanț reacții somatice, reacții pe sănătate și costuri teribile. Sunt studii care demonstrează foarte clar: intervenția corectă a psihologului reduce cu până la 50% cheltuielile pe bugetul de sănătate. Am înțeles. Este un lucru extraordinar. Poate că cei care ar trebui să audă urmăresc această emisiune ați văzut, se pot face reduceri în ceea ce privește costurile cu pacienții și sunt convins, reduceri cu 50% și sunt convins că din această economie mai puțin de o treime ar trebui să meargă la medicii psihologi. Vă mulțumim pentru participarea la emisiune, doamnelor și domnilor. Punem punct final ediției de astăzi. Până data viitoare, cele bune. La revedere!